Bună seara și am revenit la microfon, hai? La algebră. Să vedem, vă primim. Calculați media geometrică a numerelor. Deci numărul A egal cu... cu minus 1 la puterea 0, plus 3 pe 4, 3 la puterea 4. 3 la 4, minus 2. Iar B și B egal cu 4 la pătrat, minus 7, 7, împărțit la 7. Media aritmetică, da? Geometrică, geometrică. Media geometrică, dar puteți să le facem la amândouă. Sigur că da. De fapt, vreau să vă reamintesc media geometrică, cu cine este capul media geometrică? Radical din A la C. Media aritmetică. Radical, nu, A plus B pe 2. A plus B pe 2. Și media armonică. Egal cu 2 supra 1 pe A plus 1 pe B. Și atunci, care era inegalitatea între ele? Că media armonică e mai mică doar decât media geometrică. Deci media armonică. Armonică e mai mică egal decât media geometrică. Deci armonică e mai mică egal decât media geometrică, dar mai mică egal decât media aritmetică. Adică media aritmetică este un majorant pentru ele, dar media armonică este un minorant în șirul ăsta. Hai să le calculăm, să vedem dacă este așa. Dacă asta e respectată sau nu. Mai întâi să vedem media geometrică. Nu este ce. Să-l finisem pe A. A egal cu... A acolo e la puterea 0. Da. Deci e minus 1. A puterea 0. Da. E 1. 1. Și... minus 1. 3 la 4 minus 1. 3 la 4 minus 1. 3 la 4, da. 3 la 4 cât face? 9. 81. 81 minus 1. 80. A egal cu 80. B egal cu 16 minus 11, 5. 16 minus 11. 80 ori egal cu, să mai descompunem. 80. Egal cu 4 ori 8 ori 2. 4 ori 2 la 4. Adică 2 la 2 la 4. 4 ori 5. 2 la 4, 16 ori 5. Și atunci media geometrică ar fi egal cu radical din 2 la 4 ori 5 la 9. Și egal cu 4 ori 5, 20. 4, 5, 20. Media armonică egal cu 2 supra 2 supra 1 pe 80 2 la 4, 5 1 pe 80, lăsăm așa plus 1 supra 5, da? Și egal cu 2 supra 1 pe 80 plus aici amplificăm gândura 80 ajunge sus. Amplificăm aici cu cât? Cu 2 la 4. 1, 16 și 1, 17. Da? Da. Și așa rămâne. Și așa rămâne și egal mai departe. 60 plus 17. 160 supra 7. 30. Asta este media armonică. Media aritmetică. Egal cu? 80 plus 5 pe 2. 80 plus 5 pe 2 și egal cu 85 supra 2. Ia să vedem dacă și ele din egalități de și este adevărat. Adică dacă media armonică 160 pe 17 e mai mic egal decât media geometrică 20 și care e mai mic sau egal și o să vedem când e egal, în cazul nostru n-ar trebui să fie egal, strict mai eu. 85 pe 5, decât 85 pe 2. 85 supra 2. Adevărat. Este adevărat? Da. Este adevărat. Deci, când e și egal? Egalitatea are loc când ele sunt egale. Deci egalul este numai în situația când ai egal cu B. Da? Și mai dacă ai egal cu B.
Să vedem altă problemă. Da. Determinat x, y aparținând lui el. Deci determinat x, y aparținând lui el. Dacă modul din 3x plus 6. Dacă modul din 3x plus 6. Închidem așa. Plus 1 pe 4 y pătrat. 1 pe 4 y pătrat. Minus 3y plus 9. Egal cu 0. Da. Determinat pe x și y și din care luăm relația asta. Deci facem așa. Pe primul rând lăsăm scris. Modul din 3x plus 6 plus y pe 2 tot la 2. Y pe 2 tot la 2. Minus 2 ori y de 2 ori, 2 prima parte. Ori y pe 2 ori 3 ori a doua ori 3 plus 9. Și plus este 9. Fantastic. Chiar așa. 2 cu 2 simplifică. Da. Și exact cât e acolo. Da. Plus 9. Plus 3 la 2, da? Da. Egal cu 0. Ce ce mă conduce spre? Modul din 3x plus 6 este egal cu... Facem plus, egal. Plus, plus, a, de cât este pătrat? Plus y pe 2 minus... Y pe 2 minus y 3. Y minus 3 la 2. Așa, egal cu 0. Dar acum ce facem? Vrem ce nu poate, dar... Așa, da. Vrem de... Așa te gândești, da? Așa, stai secundă. Făcând așa, ce reușești din asta? Păi ca să fii 0, am făcut trebuie să fii 0. Că, nu, ca să fii 0 știm că 3 plus 6 e pozitiv. Deci ăsta e totdeauna mai mare ca 0. Știm sigur că y pe 2 minus 3 trebuie să fie... De la 2. Trebuie să fie minus modul ăla. Ca să dea 0. Trebuie să fie minus modul de 3 plus 6. Și scriem că y pe 2 minus 3 la a doua egal cu minus modul din ala. Scriem asta. Ca să ne dea 0. Dacă e mai mare egal ca 0, noi știm că y pe 3 plus 6 e mai mare egal ca 0. Asta e. Faptul că suma a două numere mai mare egal ca 0, egal cu 0, asta dacă și numai dacă, minuna. Dacă și numai dacă, fiecare egal cu 0. Deci de aici înseamnă 3x, modul din 3x minus 6, plus 6, modul egal cu 0 și simultan, și celălalt, y minus 2, y pe 2 minus 3, minus 3, egal cu 0. Da, y minus 2 pe 3, și la pătrat, și egal cu 0. Pătrat egal cu 0. Adică 3 plus 6 egal cu 0. 3x plus 6 egal cu 0. Și y plus 2 minus 3 egal cu 0. Y pe 2 minus 3 egal cu 0. Adică de aici x egal cu... x egal cu minus 2. Da. Și din a doua, adică x amplificăm prima cu... y egal cu 6, da? Da. De ce ați vorbit aici? Ce a avut autorul de registru ăsta? A vrut să vadă dacă v-ați împătrat perfect și au foarte bine. Da. Dar aici v-ați blocat. O sumă de numere... O sumă de numere pozitive este 0. O sumă de numere pozitive este 0 dacă toate sunt 0. Da, aici, speculația asta. Iată dacă vă dau pe următoare. 4x pătrat plus 9y pătrat plus 6x
plus 9 minus 6y plus 4, 94, 13, egal cu 0. Să găsească x și y, știm care loc relația asta. 2x la totul la a doua, plus 2 ori 2, încet să facem și prima. Deci ce cu x să le așezăm deoparte? 2x totul la a doua. 2x totul la a doua. 2 ori 2x. 2 ori 2x. Avem 4, ori 6 pe 4. 6 pe 4, ori 6 pe 4. Atunci hai să punem aici 4. Ok. Da. Plus 4. Plus 4. Plus? Plus 1. Plus? Plus 1. Plus 1, ai zis, da? Păi plus nu. 1, da. Plus 3y la a doua. 3y totul la a doua. Plus minus 2 ori 3y. Minus 2 ori 3y. Plus 1. Plus 1. Deci trebuia să pun plus cât aici? 2. Plus 2. Egal cu 0. Așa, plus 2, da? Nu e 12, egal cu 0. 2x la... 2x. Și atunci se organizează asta 2x plus 1 la pătrat. Plus 3y minus 1 la pătrat, egal cu 0. Cum am 2 trebuie să fie egal cu 0, egal cu 0, 2x plus 1 egal cu 0. Deci aici înseamnă că 2x plus 1 egal cu 0, egal cu 0 și 3y plus 1 egal cu 0. Egal cu 0, adică este egal cu 1 pe 2 și egal cu 1 pe 3. Așa. Să dea expresia următoare. E de x egal cu 3x plus 1 supra 2 modul din x plus 5 minus 3 plus 7 supra 3 modul din x minus 1 plus 5. Să se determine mulțimea x-ilor pentru care există e de x. Maria. Mi-a cum scrii, mă rog, de-aia mi-e tot o pregătire, să știți. Dar măcar să urmărească. Ia să putem pune condiții de acum? Sigur că da. Pe asta este. Ca să existe prima fracție? X trebuie să fie stia puținului el, mai puțin mulțimea formată din... Da, nu pot să dai de dată răspunsul. Gândește din fracție aici. Când are loc fracția? Când există? Nu mai pare. Denumitorul este diferit de 0. Deci există e de x. Hai să zicem. Există e de x. Dacă și numai dacă există tot ce este în componență. Există fracția 1 și fracția 2. Deci dacă și mai dacă există 3x plus 1 supra 2 modul din x plus 5 minus 3, și se existe și cealaltă, adică 7 supra 3 modul din x minus 1 plus 5. Așa. Atunci când... Și când există prima fracție, Maria? Când de asta, dacă și numai dacă... 2 modul din x plus 5 minus 3 diferit de 0 și adic... Cea de-a doua, cea de-a doua, dacă 3 modul din x minus 1 plus 5, diferit de 0. Deci există și prima și a doua. Și acum aducem... Acum 2 modul din x plus 5 trebuie să fie mai mare ca 3. Adică... Deci mai mare ca 3. Păi cât trebuie să fie? A, egală cu 3. Păi ce deci, lucrează acolo? Diferit de 0. Trebuie să fie diferit de 3. Așa. Dar trebuie să rezolvăm negația. Păi da. Adică negația înseamnă luăm egal cu 0. Deci negația. Adică 2 modul din x plus 5
minus 3 să fie egal cu 0 și ceva, dar nu ne va conveni. Asta ar însemna echivalentul cu 2 modul din x plus 5 egal cu 3. Egal cu 3. Ce și ar însemna? X plus 5 egal cu 3 de 2. Modul din x plus 5 egal cu 3 de 2. X plus 5 poate să fie 3 pe 2 sau x plus 5 poate să fie minus 3 pe 2. De aici rezultă că x plus 5 egal cu plus minus 3 pe 2. Plus minus 3 pe 2. Din prima, minus egal cu 3 pe 2 minus 5. Să nu te mai încurajezi, să mai iau pe date. Ce bătaie ți-aș face, să faci așa. Asta a însemnat cât de mult s-a bucurat că le... Hai de mai bătut. Da. Adică, deci, x plus 5 egal cu 3 pe 2 și egal cu 3 pe 2. În prima, x plus 5 egal cu... 3 pe 2. Da. Rezultul x egal cu 3 pe 2 minus 5. 3 pe 2 minus 5. Adică rezultă că x egal cu minus 12 pe 2, adică minus 6. Minus, de ce 12? Minus 10 și cu 3. Minus 10 plus 3. Așa vine, nu? Minus 10 plus 3, minus 7 pe 2. Nu? Da. Minus 7 pe 2. Minus 7 pe 2 e prima, da. Minus 7 pe 2. Și cealaltă variantă, x plus 5 egal cu minus 3 pe 2. Rezultă x celălalt, x egal cu... Minus 3 pe 2. Minus 13 pe 2. 13 pe 2, pentru că am adus așa, minus 13 pe 2. Ei, aceste valori le accept? Maria, nu? Nu. Noi aveam nevoie să fie diferit. Da, diferit. Deci nu le acceptăm. Le subliniem și vă spune așa, că există e de x, da, există e de x, pentru x aparține lui el, adică lui el minus mulțimea formată din elementele minus 8 pe 2, minus 13 pe 2. Minus 7 pe 2 și minus 13 pe 2 și lăsăm deschis. Da. Mai avem. Avem ce? Te rog. Avem fata 3 modul din x minus 1 plus 5. 3 modul din x minus 1 plus 5 egal cu 0. Deci 3 modul din x minus 1 egal cu minus 5. Adică modul din x minus 1 așa, egal cu minus 7. Egal cu minus 7. Și nu se poate. Așa, nu are nevoie. De ce 7? De ce e zis pe 7? N-am înțeles. Deci minus 7. Minus 7. Cum? Minus 7. Minus 7. Că minus minus, dar de ce și minus 7? E 3 ori modul din x minus 1. Deci modul din x minus 1 e ca cu minus 5 pe 3. Minus 5 pe 3. Ca e tot negativ și imposibil. Așadar, asta nu mai furnizează soluții, pentru că modulul nu poate fi niciodată urmă negativ. Și atunci rămân doar aceste două valori. Da. Ce am urmărit eu cu ieșirea asta? Asta, ca să pun condițiile? Da. Am urmărit să pun condițiile. Când există o fracție? E o expresie. Există o expresie dacă tot ce în componența sa există. Adică trebuia puse condiții existențiale. Dar primei fracții și cele de-a doua. Și le-am fixat, iar numitorul diferit de 0, nu pentru fiecare, poate există numitorul diferit de 0. Iar în momentul în care am de rezolvat așa o chestie, mergem cu negația și o rezolvăm. Adică luăm egale cu 0 și acele nu ne vor conveni valorile care. De aceea le-am scăzut. Am zis din el, scădem pe acelea care făceau pe 0 de prima. Dar ce noi și lucrăm? Adică, nu. Nu mai facem. Nu. Lucrul e destul de dificil aici. Urmează explicitarea modulului și nu știu ce probleme. Dar nu m-a interesat asta. M-am urmărit la punerea condițiilor și când o pun rezolvăm astea. Mai are egal. Nu.
O mai dau eu. O să fac sigur. Mai dau și unul și gata. Da. Ok, da. Așa da. Să se găsați pe mulțimea romane. Amare, da. Egal cu toți aceix din Z, pentru care 3x plus 1, așa, pe lângă x și y, de puțimea tuturor acelor spus, și y din Z ori Z, deci 3, pentru care 3x plus 1, adică 5y minus 2, egal cu 7. Deci să găsim toate perechile x și y din Z ori Z, pentru care se întâmplă că 3x plus 1 pentru 5y minus 2 se facă 7. Păi nimic, cât poate fi 7? 1 ori 7, minus 1, minus 7. Deci, avem clar, dacă x-ul din Z, 3 ori numărul 3 din numărul 3, cu sigur tot un numărul 3, deci tot ăsta aparține lui Z. Da. La fel și ăsta tot ăsta aparține lui Z. Da. Și cât ori cât la mulțime se fac? 7 minus 1 minus 7, 7 1 și minus 7 minus 1. Deci de aici găsim 3x plus 1 pe lângă 5y minus 2, egal cu 1 ori 7 sau minus 1 ori minus 7 ca să facă plus la mulțirii sau 7 ori 1 sau minus 7 ori minus 1. Și vom avea perechile de aici. Cazul 1. 3x plus 1 egal cu 1. Și simultan 5y minus 2 egal cu 7. În primul caz, 3x egal cu 0. X egal, deci, cu 0. 0. Iar la caz, 5y egal cu 9, y egal cu 9 pe 5. Y egal cu 9 pe 5. Avem la caz. Place? Nu place. Nu place. De ce? Că 9 pe 5 s-a făcut. Fracție, trebuia să dea numărul 3. Deci, cazul ăsta nu curezează nimic. Cazul 2. Cazul 2. 3x plus 1 egal cu minus 1. Da. Și 3x plus, și 5y minus 2 egal cu minus 7. Egal cu? Minus 7. 3x egal cu minus 2, y, x egal cu minus 2, 3, gata, clar, nu merge niciodată. Minus 2 pe 3 nu place și s-a terminat. Adică, punctul 3. Okay. 3x plus 1 egal cu 7 și 5y minus 2 egal cu 1. 1. Deci rezultă că 3x egal cu 6, deci x egal cu 2. Așa. Și 5y egal cu minus, a, deci asta nu-mi place, minus 3, deci egal cu 3. Egal cu y 3. Y egal cu 3 pe? Egal cu 3 pe 5. 5. Nu, da, să vă mulțumesc. Și avem o problemă la care ține? 3x plus 1 egal cu minus 7 și 5y minus 2 egal cu minus 1. Deci 3x egal cu minus 1. Nici asta nu-mi place. Nu am nicio pereche. Ne oprim aici. Ecuații. Da. Și am făcut expresia ta, e de X, formulele de calcul. Formulele de calcul rezultat.
surpriza asta cu ei de X, când am pus pozițiile de existență. Ecuație de modul. Da. Și asta a pus condițiile pentru ca să existe ecuație. Condiții de existență ale ecuației. Da. Și le-ați mai făcut acum să le mai există. Când există unitații. Și acum o să uite și tot dacă n-am făcut cu cardurile. Să găsim aici pe ele din ieri. Așa. Și le-am dat... Ecuații în Z. Ecuații în Z. În partea a fost tot. Asta ne oprim aici. Bună revedere, vă mulțumim că ați venit pe profan. Vă dorim să ne văzut în continuare. Nu uitați de like și share. Și să nu uitați să vă abonați la profan. Așa, mă. La revedere.